Bună, dragilor! În acest video vreau să vă arăt ce cumpărături am mai făcut eu de prin Pepco. Cum ați văzut, am fost la Băile Felix și la întoarcere m-am băgat la Pepco din Oradea și am găsit aceste păpușele tare drăguțe. Am luat două. Una este cu verde și una cu roșu. Le-am căutat și anul trecut, dar nu le-am găsit. Au costat doar 32 de lei. Și vreau să le păstrez așa, de colecție, deci 32 de lei bucata, sunt așa drăguțe, mai am câteva și de anii trecuți și mi se par foarte simpatice. Apoi am mai găsit niște spurgători de nuci, am luat doi din ăștia albi de pus în brăduleț, la 7,50 lei. Și cum am zis, am luat doi, pentru că de acum au băgat decorațiunile și poate nu se mai găsesc în decembrie și am zis să mai cumpăr ceva. Și am mai găsit și pe ăsta mare, care a costat 43 de lei și nu știu câți centimetri are. Dar vedeți diferența? Cât e unul de ăsta mic și cât e unul mare. Sunt tare drăguși și aceștia. Și abia aștept în decembrie să decorez de Crăciun. Apoi am mai luat un set din ăsta de elastice de păr cu 4 lei. Și niște clame din astea cu 3 lei. Sunt 4 bucăți. Și am mai găsit și această tavă superbă cu doar 10 lei. Și da, o să o pun pe masă așa și pun ceva bomboane în ea. Mi-a plăcut mult. Și m-am mai băgat și la DM, unde mi-au mai luat două săpunuri din astea la 5 lei. Îmi plac tare mult și mă bucur că am mai găsit ediția asta de vară. Să mai am pe stoc. Am găsit unul din ăsta așa, care miroase super fain la primăvară. Este tare drăguț și ambalajul. Am mai luat încă unul din ăsta cu ediție de Crăciun, cu mandarine. Miroase super fain și ăsta, deci la 5 lei bucata. Am mai găsit și din ăsta cu fructe și acesta îmi place tare mult, cu această vulpiță. Drăgăla și acesta. Și ăsta l-am luat pentru soțul meu. Miroase super fain și acesta și ne place că este așa cremos. Și da, deci astea sunt cremă de duș. Și astea sunt geluri așa mai subțiri. Deci ne plac mult acestea. Și cam astea au fost cumpărăturile. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Eu vă pup! La revedere!